Suspiciune de crimă în Burila Mare. O femeie a fost găsită fără suflare în propria gospodărie. Din primele cercetări, victima avea leziuni în zona gâtului, ceea ce ne duce cu gândul la o moarte suspectă. O bătrână de 76 de ani a fost găsită decedată pe pragul propriei locuințe. La fața locului s-a deplasat o echipă complexă care a ridicat probe de la fața locului. Până în acest moment, totul pare să fie o crimă cu sânge rece. Astăzi, Inspectoratul de Poliție Județeană Hilinț a fost sesizat cu privire la faptul că în localitatea Burila Mare a fost găsită o femeie de 76 de ani, decedată în locuință. Cadavrul a fost ridicat și transportat la morga spitalului pentru efectuarea necropsiei. La fața locului s-a deplasat o echipă complexă operativă a poliției care a efectuat cercetarea sub strictă coordonare a unui procuror criminalist de la parchetul de pe lângă Tribunalul Mediu Hilinț. Primul suspect de moartea femeii ar fi vecinul său, care în trecut a fost la închisoare pentru comiterea a 4 crime, printre care a celebrilor medici Gomoiu. Bărbatul a fost închis timp de 18 ani, iar în urmă cu 17 ani a fost eliberat, deși judecătorul dosarului l-a condamnat la moarte. Acesta a fost dus de urgență la audieri imediat după ce polițiștii ar fi găsit leziuni pe gâtul bătrânei decedate.